Marcel Ștefăneț Project, pe care vom avea plăcerea să-i revedem în scenă puțin mai târziu. Bine ați venit la cea de-a 18-a ediție a decernării premiilor pentru cei mai buni din Breaslă. Salutăm reprezentanții băncii comerciale Moldova Agroimbank, prieten bun și partener fidel al clubului de presă. Eu zic să trecem direct la subiect, pentru că în această seară avem de înmânat 10 mere și câteva premii speciale pentru maestrii peniței, ai tastaturii și ai cuvântului. Așadar, nu toți cei prezenți astăzi în sală vor pleca acasă la sfârșitul serii cu mâinile goale. Dar chiar și cei care vor pleca cu mâinile goale vor avea măcar burta plină, pentru că la sfârșitul serii vă așteaptă tradiționalul banchet. Doar la banchet se gândi, Marcel. Bineînțeles, Dorina, noi jurnaliștii lucrăm mult, trebuie să mâncăm bine. Așadar, în această seară vom decerna 10 mere pentru 10 jurnaliști care s-au remarcat pozitiv pe parcursul anului 2012. Nu există categorii specifice, iar merele nu sunt înmânate într-o oarecare ordine prestabilită. În acest an, jurnaliștii premiați au fost desemnați în baza unui concurs de materiale jurnalistice și a nominalizării societății civile. Centrul pentru Jurnalism Independent a îndemnat manager, director sau redactor șef ai instituțiilor de presă să nominalizeze câte doi jurnaliști din instituția pe care o reprezintă pentru participare la concurs. De asemenea, au fost consultate și organizații non-guvernamentale, internaționale și locale din diverse domenii. Dosarele adunate au fost examinate de Senatul Centrului pentru Jurnalism Independent, care a luat decizia finală. Gala anuală a Clubului de Presă se desfășoară cu sprijinul organizației Free Press Unlimited și a misiunii OSCE în Moldova. Partener general al evenimentului, Moldova Agroimbank. Evenimentul din această seară încheie un an jurnalistic încărcat cu multe subiecte fierbinți și dispute aprinse. Totuși, anul 2012 a fost un an care a avut multe știri pozitive. Am ales în sfârșit președintele statului, Gazprom a micșorat cu 5% prețul la gazele naturale, am ridicat greutăți și astfel am obținut 2 medalii la Olimpiadă. De asemenea, Republica Moldova a luat noi credite pentru repararea rețelelor electrice și construcția de drumuri. Cu ocazia venirii cancelarului Angela Merkel, nu s-au furat decât 20 de metri pătrați de iarbă, iar cu ocazia venirii lui José Manuel Barroso, vinul era tot mai bine fermentat. S-au făcut pași concreți, vorba unora, pe calea integrării europene și s-a ratificat acordul de comerț liber între țările membre ale Comunității Statelor Independente. În fine, un sondaj realizat de o televiziune din țara noastră săptămâna trecută a arătat că 18% din tineri își văd totuși viitorul în Moldova. Vă invităm să vizionăm un spot de retrospectivă anului 2012, așa cum a fost trăit în ochii Centrului pentru Jurnalism Independent. Deci, cum zic colegii noștri din internet, vezi video! Am acceptat această propunere în interesul țării. Am ales președintele Republicii Moldova. Să răbătrâi, de aia. Da. Ne-am bucurat, dar nu știu ce așa mai departe. Este președintele Moldovei. Președinte, nu pentru Republica Moldova, dar acest președinte. Negur. Eu totuși n-am văzut că o să apară acești trădători. La noi acum nu-i vara, unde avem nevoie de grieb, să călcăm în trânsul. La noi acum e iarnă, e zăpadă. Și noi vrem să călcăm și în greblă, și în lopată. La raportul. Democrația au refuzat să facă vreo declarație pentru și a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Secretizare totală la Curtea Constituțională. Președintele nou ales Nicolae Timofti a evitat să dea ochii cu presa. Nu a avut acces la acest eveniment. A refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Nu a fost invitată la eveniment. Dar de ce a trebuit? Eu mă întreb ca să obținem răspuns, că de fiecare dată... Tot acel Dirk Schubel care îi trebuie lege de pederaș sau cui trebuie întrebarea aceasta?
ci se... Un pic de șampanie, dar nu atât cât se cuvine. Dar eu nu observesc mult. Alte întrebări. Vă întrebam dacă alte întrebări. Ați reușit să-l convingeți să schimbă decizia. Ai întrebare. Concret. Ai întrebări concret. Întrebați-o pe dumneavoastră, poate el are mai multă experiență. Eu prefer să discutăm despre dragoste, că vine primăvara. Mai aveți întrebări, cred. Nu aveți întrebări. Asupra cum trebuie noastră, poșată. La premier adresează cu întrebări să ne plincim un lucru important. Eu sunt invitatul meu, să permiteți să-mi expun opinie. Nu să răspund la 100 de întrebări. Eu vreau o întrebare de foarte serios și... Dar mă duce de ce, mamă, m-am vorbit tot anul. Ce are eu să mă filmeze cu mine? Ce are? Ai cum dreptul? Deschis cu ministru. Vii și zic, bă, ăștia tendențios vor să ne frece, pardon, de expresie. Și asta, cu asta se ocupă. Și lucrul ăsta îl spun cu toată fermitatea și... și tărie. Dumneavoastră prostituația profesională în continuare, care arătați destul de bine. La revedere. Aiurele este care voi le inventați voi singuri jurnaliștii și voi le citiți și voi le comentați și voi pe noi ne întrebați, sunt aiurele. Doamne Dumnezeule, iartă-ți păcătoșii și ajută să înțeleagă că nu știu ce vorbesc. Așa a fost anul 2012, dificil pentru mulți jurnaliști, dar să ne întoarcem la eroii noștri. Și ca să parafrazez un dicton antic, per aspera ad mala. Adică prin greutăți, spre mere. Să fie aduse primele 5 trofee în scenă. Все мы зависим от наших учредителей, от наших
Поэтому, дорогие мои коллеги, хочу пожелать вам, всем и себе мудрых работодателей, чтобы им хватало разума не мешать нам с вами делать свою работу. Un răspuns excelent de la o prezentare foarte populară. Vă mulțumim foarte mult, într-adevăr, despre diversitate. Unii poate n-au înțeles. Era înțeles? Pentru că eu n-am înțeles nimic. Ce scuze, o să vă traducem după spectacol. Personal, eu mă apropii de dumneavoastră și vă traduc acest mesaj. Doamna Davidovici prezintă o emisiune în limba în care a vorbit acum în scenă. Deci, despre libertatea presei și independența jurnaliștilor vom mai vorbi astăzi, dar să înmânăm primul premiu. Deci, primul dintre cei 10 jurnaliști ai anului 2012 este... Galina Munteanu, TV7. Venită în scenă. Profesie mai frumoasă decât jurnalismul. Pe de altă parte, se știe, jurnalismul este a patra, dacă nu a cincea după mafie, putere în stat. Așadar, în Republica Moldova, jurnalismul este mai degrabă frumos sau mai degrabă puternic? Mai degrabă interesant și riscant. Da, așa este. Vă rugăm să vă rugăm deschideți acest plic, într-adevăr. Așa cum s-a văzut deja în această seară, este riscant să fie jurnalist în țara noastră. Aleg Coreniță. Domnul Aleg Coreniță, vă invităm în scenă. Domnul Aleg Coreniță, pentru că meritele de jurnalist care au fost recunoscute în această seară, este și liderul mișcării ecologiste din Moldova. Sunt convins că fiecare om este emoționat atunci când munca lui este prețuită. Am și eu aceste emoții și țin să vă mulțumesc sincer. Și totodată să mulțumesc și minunatului meu colectiv care reprezintă revista Natura și celor peste 10.000 de cititori care mai cred în presa scrisă. Vă mulțumesc! Am luat deja două premii. Mai avem încă 8, destule pentru a evita discordia între jurnaliști. L-ai pomenit pe Newton, acum mărul discordiei, văd că asocierile cu merele sunt destul de fructuoase. Da, și totuși aș vrea să lămurim un lucru, de ce jurnaliștilor li se numează anume mere. Este de fapt o aluzie la legenda despre Wilhelm Tell, care trăgea cu arcul său într-un măr de pe capul unei persoane. Și la fel, jurnaliștii trebuie să fie foarte buni țintași, să mărească exact în măr, pentru că dacă ratează un pic mai jos, stai să... Marcel, am înțeles analogia. Este profesia de jurnalist, într-adevăr, implică multă responsabilitate și corectitudine.
Pentru a anunța cel de-al treilea premiu, îl invit alături pe noi, pe unul dintre jurnaliștii care știe probabil cel mai bine ce înseamnă corectitudinea în această profesie, pentru că muncește pentru o agenție de știri. Cornel Cioban, Agenția Națională de Presă din România, Agent Press. Vă invităm în scenă. Păcate, colegul nostru nu este în sală, de aceea îmi face plăcere să-l invit alături de noi pe Petru Macovei, de ce nu? Membru al Senatului din Centrul pentru Jurnalism Independent. Mulțumesc, Dorina, pentru sugestie. Bună seara, doamnele Macovei. Veți mai reveni încă o dată în seara asta, zicem. Da. Domnul Macovei, se vorbește foarte mult despre libertatea și independența presiei, am vorbit chiar adinaori, mai ales în Republica Moldova. Există destule organizații care luptă în acest sens pentru a promova aceste valori. Dacă puteți să ne spuneți cât de liberi au fost jurnaliștii pe parcursul anului 2012. Ce a spus colega Natalia la început, am impresia că trebuie să luptăm cu jurnaliștii care sunt ei înșiși dușmani independenței presei. Cu titlul de replică, Natalia, există jurnaliști buni și presă independentă în Republica Moldova, iar faptul că dumneavoastră spuneți că nu există așa ceva, vă subscrieți probabil proprii lipse de independență. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, în anul 2012, jurnaliștii din Republica Moldova au fost, din punctul meu de vedere, mai puternici ca niciodată, pentru că au reușit să schimbe niște lucruri în bine în țara noastră. Nu putem pretinde că lucrurile se pot schimba peste noapte. Este adevărat, sunt 1001 de probleme, dar în linii mari, eu cred că în țara noastră presa devine mai puternică. Mai independentă sau mai puțin independentă, asta sigur că depinde de cei care stau în spatele camerelor de luat vedere, nu operatorul, dar proprietarul acestor instituții mass media când vorbim despre televiziune. În linii mari, însă, cred că lucrurile în țara noastră merg într-o direcție bună. Ce ne bucură! Vă mulțumim și vă rugăm să deschideți microfonul. Eu mă bucur foarte mult că în seara aceasta premiem oamenii care într-adevăr muncesc. O jurnalistă muncitoare. O jurnalistă care prin ceea ce face demonstrează că în țara noastră jurnalismul de investigații are, în primul rând, există materie primă, pentru că există multă corupție. Dar și că există jurnaliști care pot face articole de investigații bine documentate. Natalia Porubin. Natalia Porubin, vă invităm în scenă. Natalia, două cuvinte. Multă putere, Natalia. Irina, eu am investigat puțin și am aflat că primul jurnalist de investigație a fost un oarecare englez pe nume William Brin, care în 1637 a publicat o anchetă despre viața la curtea regală din Anglia. Știi care a fost recompensa pe care a primit-o Brin? Care? În calitate de remunerare, a primit o condamnare la închisoare pe viață. Dar nu mai trăim în epoca modernă, astăzi jurnaliștii sunt protejați și își pot permite să scrie orice. Orice, dar nu oricât. Încă. Poate.
pentru a ne spune cât de liber, pentru a ne mai spune încă o dată cât de liber în ziua de astăzi sunt jurnaliștii din țara noastră, vreau să o invit alături de noi pe doamna Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă. Aceea îl invit în scenă alături de noi pe domnul Petru Macoveni. Domnul Butnaru, domnul Vasile Butnaru, vă rugăm să... Dacă tot sunteți scenă, este domnul Macoveni, da. Am impresia că m-am mai văzut. Ne face... Domnul Macovei, apropo că toți sunteți pentru a doua oară, vreau să citez spusele unui jurnalist foarte, foarte puternic din Moldova, care spunea, vorbind despre libertatea presei, că problema cea mai mare a jurnaliștilor din Moldova este mai curând autocenzura decât cenzura de față. Vă sunt cunoscute aceste cuvinte? Cui aparțin? Subscriu aceste cuvinte, am impresia că eu. Dumneavoastră le-ați spus într-adevăr la deschiderea unui curs pentru studenți. Cum se descurcă... Mă miră că mă citați. Da, vă cităm, bineînțeles. Sunt cuvintele dumneavoastră. Cum se descurcă jurnaliștii din Moldova cu autocenzura? Să-i întrebăm. Cred că problema, într-adevăr, cea mare este autocenzura. Mai ales în condițiile în care concentrarea proprietății în domeniul mass media este o adevărată povară pentru dezvoltarea presiei în țara noastră. Asta stimulează autocenzura, foarte mult colegi de la televiziunile de top se autocenzurează, iar apoi declară că nu avem presă independentă. Așa este. Vă rugăm să deschideți al patrulea plic. Irina Mațenco. Irina Mațenco, care mici este ea Mazurie. Haideți că avem și pentru dumneavoastră o întrebare. Știu că trebuie să răspundeți la întrebările cele mai provocatoare. În antichitate, conducătorii unui imperiu, de exemplu, sau a unei cetăți, obișnuiau să se afle în compania unor filozofi. Mai târziu, în Evul Mediu, regii erau înconjurați de bufoni. Astăzi este la modă ca președinții de stat să fie acompaniați de jurnaliști. Au substituit jurnaliștii pe parcursul istoriei rolul filozofilor și al bufonilor la Curtea Regală sau nu? Nu știu, noi trebuie să facem paradă de erudiții probabil astăzi. Eu nu mă aventurez. O apreciere pe care o întreb. Eu singură dată am acceptat să vin la clubul în Italia. În întâmplare am ghicit și eu acolo ceva. Am făcut parte din echipa lui Galaico. Emilian Galaico. Și sigur că ar trebui acum să mă prind în jocul ăsta, să spun că jurnaliștii astăzi continuă să facă meseria așa cum o înțeleg ei. Până la urmă contează fiecare personal ce rolul și-l trebuie și Petru Macovei are dreptate. După mine, condițiile au devenit mult mai vitrege, dar presa rezistă în aceste condiții și dovadă este faptul că aveți cuita astăzi mere și după mine răspunsul de ieșire. Unul dintre ele va fi înalt chiar de dumneavoastră. Următorul premiu merge la... Ever goes to... Ion Preașcu. Ion Preașcu, adevăr. Domnul Ion Preașcu este un jurnalist cu multă experiență, scriind în special pe teme economice și de securitate energetică. Ion Preașcu, într-adevăr,
este o instituție separată. Acum, eu după mine chiar i-ar spune instituția Ion. Oricum premiul va ajunge până la testina ta. Mă rog, nu trebuie să-l pupi preașca. Toate aprecierile noastre. Iată că am aflat numele primilor 5 laureați ai merilor din partea Clubului de Presă din Chișinău. Este momentul potrivit să ne destindem. Ne face o deosebită plăcere să-l anunțăm în scenă pentru a doua oară în acest an. Pentru că am mai făcut-o odată la preselecția națională a concursului Eurovision. Pe reprezentantul țării noastre la concursul Eurovision Song Contest 2012 de la Baku, Pașa Parfeni! Bună seara! Așa audiență, atât de inteligentă și deșteaptă. Și să vă mulțumesc pentru munca voastră enormă și pentru că faceți pe noi artiștii ceea ce suntem. Mersi! Și piesa... Să-l-am urmă, și-s mai
still there. Now that she carries all my issues, but she cares close to much. It's the root for the reasons you have never been to my show. Dar și acestea, ca și mâncarea, trebuie să fie consumate cu măsură. Măsură. Dar știi ce a fost fără măsură în anul 2012? Talentul, știu la ce te referi, probabil, da? Talentul celor care vor ieși astăzi în cenă ca să-și mai primească încă 5 mere. Într-adevăr, și au mai rămas încă 5 mere care își așteaptă posesorii. Să fie aduse merele. Se spune că un mare învățat a fost odată invitat la un post de radio și acolo i s-a pus o singură întrebare. Cum este starea țării? La care el a răspuns printr-un singur cuvânt. Of. Cum ați răspunde dumneavoastră sau președintele țării noastre la o întrebare similară? Eu ar trebui să discut cu președintele înainte să vă da, o întrebare. Am învățat exercițiul ăsta în lucrurile pe care le-am petrecut la președinție.
Dar trebuie să vă spun că nu este deloc ușor să te convenești la un moment dat în cealaltă tabără, după ce o vreme delungată am fost montat spre a developa, spre a scrie critic despre guvernare și la un moment dat trebuie să vă abții și trebuie să vă spun că într-un anumit moment ești tentat să livrezi presei mai mult decât se cuvine și trebuie să te abții pentru că alta este deja meseria. Acest lucru a fost destul de greu la început, după care intră într-o... acest exercițiu se deprinde criticul. Vă mulțumim pentru un răspuns diplomatic, așa cum este bine unui jurnalist expus politic. Domnule Vlad Țurcanu, vă rugăm să deschideți plicul pentru a afla numele următorului laureat care este... Da, este un jurnalist pe care îl cunosc de 20 de ani. Întâmplare face că am fost angajați la Radio Moldova la CRC pe data de 12 martie 1992. Și am lucrat cu el împreună vreo 3 ani la emisiunea Modern Club 85, face acum cu emisiunea pe care o urmăresc cu mare plăcere, pentru că este un om foarte muncitor, cum spunea un alt vorbitor, și un om care nu lasă nimic fără atenție. Un jurnalist care este, poate fi model pentru multă lume, inclusiv tânără, și anume este Vitale Dogaru de la Public. Sunt colegii dumneavoastră de la televiziune care ar putea să transmită premiul. Am văzut microfonul public la televiziune. Viorica, te rugăm să transmiți lui Vitalie Dogaru că îi dorim ca în anul 2013 să aibă parte de o țară mai bună și de invitați mai sinceri. Încă 4 mere au rămas și atât de mulți jurnaliști care merită aprecierea noastră. Pentru a amâna următoarea distinție, o invit în scenă pe Diana Răileanu de la Radio Europa Liberă. Doamna Răileanu, Moldova a devenit în acest an, așa cum am fi putut să ne spună și domnul Țurcanu cu siguranță, mai aproape de Europa. În mod tradițional, jurnalismul european este considerat un jurnalism de opinie, iar cel american un jurnalism de informare. Dumneavoastră, cum ați descrie jurnalismul practicat cu preponderență în Republica Moldova, ca fiind jurnalism de opinie sau jurnalism de informare? Fac și eu ca Natalia Hădârcă. Apropo, este cred că prima dată când în public mi se spune doamnă, mersi. Fac și eu ca Natalia Hădârcă pentru că lucrez, am noroc să lucrez la o instituție unde jurnalismul se face corect, echidistant. Nu-mi rămâne decât să spun că postul de Radio Europa Liberă, condus de Vasile Botnaru, face un jurnalism corect și echidistant. Vreau, abia aștept vă rugăm! Scuze, dacă am fost zgârcită, îl lăs pe colegul meu sau colega numele căruia este scris pe această foaie să vorbească mai mult. Olga Grosul! Olga Grosul, comersantul meu. Mulțumesc mult de colegii mei de la
Dragi colegi, vă reamintim că acest eveniment este posibil datorită sprijinului financiar oferit de organizația Free Press Unlimited și misiunea OSCE Moldova. Partener general al evenimentului, Moldova Agroin Bank. Pentru a deschide al 8-lea plic, o invităm în scenă pe doamna Natalia Vlasova, rețeaua Aici TV. TV cuprinde 11 posturi de televiziune, inclusiv 10 posturi locale. Cum a fost anul 2012 pentru televiziunile din centrele raionale? Я думаю, что сложный, потому что много всего произошло, много событий, много различных мероприятий. Но тем не менее, вы знаете, я всегда думала и всегда считала, у меня, в принципе, небольшой опыт работы журналистки, но молодой журналист, могу сказать, что самые интересные, самые важные, самые нужные истории происходят не в городе, не в столице, а как раз в районах. Потому что там можно отснять и увидеть все самые настоящие эмоции, боль, все, что происходит действительно с народом. Браво! Вам цели. Сейчас вам рогаем следующий экспликул по номере лауреату. Мэрл журналисту Еминент, мэр Джекатре. О, я очень хорошо знаю этого человека, замечательно. Елена Робу. Елена Робу, здравствуйте. Елена, felicitări. Nu este primul mer pe care îl primești. Eu chiar am rămas surprinsă, nu mă așteptam. De ce? Pentru că mai am o mașină. Dar vă mulțumesc că Centrul Independent de Jurnalist, că și în acest an au apreciat munca. Eu mă gândeam că dacă o zi de vară pornește un an, atunci un an de muncă îți aduce un măr. Trebuie să-mi cumpăr un coș. Și dacă tot această ceremonie seamănă așa un pic cu premiul Oscar, pentru că și acolo sunt premiați cei mai buni, eu aș vrea să dedic acest măr, așa cum se spunea la Oscar, colegilor mei de la Pro TV, pentru că televiziunea înseamnă cameraman, editor de imagine, așa se face un produs bun, nu doar eu. Felicitări, Elena! Felicitări! Stabilitatea este unul dintre criteriile pentru care ai primit acest măr în acest an. Este un indicator al performanței. Pentru a decerna penultimul trofeu, îl invit în scenă pe domnul Tudor Iovu, fotoreporter la ziarul Adevărul. Bună seara! Domnule Tudor Iovu, foarte scurt, cum s-a văzut anul 2012 prin obiectivul aparatului de fotografiat? Ca tot să are foarte activ, foarte dinamic, foarte zbuciumat. Ca tot sunt ultimele ani. Ca să încununăm acest an zbuciumat cu un măr, vă rog să deschideți plicul. Și câștigătorul celui de-al nouălea măr este... Tudor Iașenco. Tudor Iașenco. Domnul Tudor Iașenco este unul dintre fondatorii ziarului Cuvântul de la Rezina. Conform sondajelor realizate de Centrul Independent de Jurnalism timp de mai mulți ani, publicația Cuvântul, deși nu are decât acoperire vocală, a intrat în topul celor mai solicitate 10 săptămânale din Republică. Blogului pentru această apreciere. Mă bucur mult. Mai ales că este vine din partea unor colegi de Breasna. Și este aprecierea poate nu atât a mea, cât a echipei noastre. Mulțumesc mult! Felicitări pentru roadele muncii dumneavoastră, domnule Iașcircu! Pentru decernarea ultimului premiu, o invităm în scenă pe una dintre laureatele de anul trecut, Dorina Chirilo, jurnalist independent. Doamna Chirilo, sau domnișoara Chirilo? Domnișoara Chirilo, o mare scriitoare și regizoare franceză, Marguerite Duras,
spunea că jurnalismul este imposibil fără o poziție morală. Jurnalistul este cineva care analizează de aproape lucrurile în fiecare zi și apoi spune ce vede. De aceea fiecare jurnalist trebuie să fie un moralist. Cât de dificil este să păstreze în redacțiile din Moldova o poziție morală fără a încălca liniile editoriale? Dificil? Este un pic dificil. Nu spun despre toate redacțiile, cel puțin unde am muncit eu era dificil. Făceam ceea ce îmi place și pentru asta am câștigat în trecut. Și eu, pentru asta, uite, fac și acum ceea ce îmi place, fiind jurnalist independent. Probabil nu s-a putut altfel. Într-adevăr, este o meserie care ridică foarte mulți în centru asta, da? De exemplu, nu am îndrăgitor, eu nu am ales-o. Și mărul este pentru Victor Moșneac. Victor Moșneac! Ziarul de gata! Ziarul de gata! Mulțumesc Centrului pentru Jurnalism Independent, dar în primul rând redacției Ziarului de Gardă, fără de care eu nu aș fi putut câștiga acest premiu. Nu știu dacă l-am meritat, sper că l-am meritat și sper să câștig acest premiu în viitor, când vor fi alte criterii de selecție a jurnaliștilor. Vă mulțumesc foarte mult!
Ștefăneț Project cu un recital de piese balcanice. Deși au zis că interpretaseră ultima piesă, ei vor mai reveni o dată în această seară. Iar noi mai avem încă 4 premii speciale oferite de Clubul de Presă din Chișinău. Este vorba de premiile pentru debutul anului, Speranța anului, premiul special pentru dezvăluiri documentare și premiul pentru excelență. Să intre premiile în scenă. Primul premiu pentru Speranța anului va fi mânat de domnul Vaceslav Perunov de la publicația Esperul Volț. Bună seara! Salut din Volț! Nu aveți mai mulți întrebări? Eu m-am pregătit, am învățat limba. Cât am luat. Așadar, cine este Speranța anului 2012, după părerea Clubului de Presă din Chișinău? Radio Europa Liberă, dar nu Vasile Botnaru, Ala Cepai. Speranța anului Ala Cepai, Europa Liberă, Radio Europa Liberă. Ala Cepai, dar Botnaru nu-i Vasile Ivanovici, nu? Domnul Vasile Botnaru, Botnaru. Ai început, dar nu ai... Domnișoara Diana Răileanu. Am fugit ca o speranță. Deci, eu am să transmit acest premiu alei. Ia cum este în redacție, semn că și-a meritat această diplomă din client. Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru a decerna al doilea premiu special, pentru debutul anului, o invităm în scenă pe doamna Ludmila Andronic. Așadar, ca și cenzura și încurajarea, tot se face pe cont propriu în Republica Moldova. Din păcate, nu putem spune decât de o astfel de încurajare. Și totuși avem un debut frumos în acest an, să aflăm cine este. Deci, eu văd, nu, tot așa cum eu nu sunt o debutantă și nu am alergat la o debutantă, nici debutul acestui an vine unui jurnalist tocmai tinerel, dar care are un proiect foarte tânăr, este vorba despre Igor Guzun, pentru știri pozitive cu EU. Igor Guzun, știri pozitive cu EU. Noi suntem colegi de grup la facultate, felicitate și domnul Guzun, la începutul acestei seri am enumerat un șir de știri pozitive. Ce-am omis? Care au fost alte știri pozitive din acest an? Una dintre știrile pozitive este faptul că știri pozitive cu TV a luat o diplomă. Că acum aflăm din știri că au divorțat niște oameni
despre care nici nu știam că sunt căsătoriți. Au murit niște oameni despre care nici nu știam că trăiesc. Și vreau să-i salut de aici pe toți oamenii care sunt în sală și dincolo de această sală, care mai cred încă și promovează un jurnalism care dă speranță. Vă mulțumesc! Felicitări pentru acest premiu! Înainte de a anunța următorul premiu, vrem să vă reamintim încă o dată pe cei care sprijină financiar evenimentul din această seară, organizația Free Press Unlimited și misiunea OSCE în Moldova. Precum și partenerul general al Galei Presei, Moldova Agroind Bank. Următorul premiu pentru dezvăluiri documentare va fi înunat de domnul Vasile Spinei, membru al Senatului Centrului pentru Jurnalism Independent. Meseria noastră este rege. Domnul Petru Macovei, vă rog să reveniți pentru a mâna încă o diplomă. Nu v-a lăsat în pace publicul din sală care a cerut cu insistență și cu aplauze ieșirea dumneavoastră. Dacă văd ce scrie aici, mă bucur cum ați chemat să numiți acestea. Cui este oferit premiul pentru dezvăluiri documentare? Mă bucur că, în sfârșit, presa din țara noastră a început să deschidă arhivele comunismului. Diplomați pentru Igor Cașu și Mihai Tașcă, rubrica Arhivele Comunismului, iar adevărul pentru dezvăluiri documentare. Un
dumneavoastră ați avut acces la tribune pentru a spune acest lucru. Vă mulțumim încă o dată pentru munca pe care o depuneți. O diplomă, doi autori, trei laureați, o întreagă echipă în spate. Așa se face. Dorina, oare ce mai stau sau mai? Reveniți la sfârșit pentru poza colectivă. Pentru a încheia șirul de laureați, am rezervat un premiu special pentru excelență. Premiul pentru excelență va fi înmânat de domnul Alexandru Canțâr, președintele Comitetului pentru Libertatea Presei, fondator al Clubului de Presă, alături de Centrul pentru Jurnalism Independent. Bună seara! Domnule Canțâr, făcând referință la ceea ce spunea mai departe colegul nostru Igor Buzun, așa e, cu hârtie e mai bine. Stați un pic să fac referința. Deci, scriitorul englez, Gilbert Chesterton, spunea că jurnalismul constă în a spune cuiva că Lordul John a murit, celor care nici măcar nu știau că Lordul John a trăit. Cât de important este umorul în profesia de jurnalism? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă rog să aplaudați revenirea în scena domnului Petru Macovei, care are protagonismul în sula aceasta. Habar nu am și mă bucur că uneori mai pot spune și habar nu am. Următorul premiu este înmânat pentru excelență unei persoane care a educat o întreagă generație cu umorul și ironia sa, dar și cu simțul patriotic. Vă rugăm să ne spuneți despre cine este vorba. Eu cred că voi intra în istorie, probabil, cu ceea ce voi face acum. Premiul de excelență este acordat maestrului Ion Druț și mă îndoiesc dacă este cumva în sală, dar oricum am o emoție deosebită să știu că pot face acest lucru, cel puțin prin corespondență. Premiul pentru excelență este la scriitorul Ion Druță. Maestru Druță a început și a continuat excelent ca jurnalist, dacă mai știe cineva și mai aduce aminte și cu siguranță. Dacă revenim la ceea ce a scris, veți observa că a fost unul dintre ziariștii cei mai interesanți ai vremii de atunci, a demonstrat standarde pe care nu știu dacă le atingem acum suficient de pregătit cum s-ar putea. Felicitări domnului Druță și felicitări Clubului de Presă, care, iată, cred eu, este onorat să acorde acest premiu de excelență maestrului Onur. Stimați colegi, cu siguranță diploma va ajunge la destinatar. Alături de domnul Alexandru Canțâr, de domnul Vasile Botnaru, de domnul Petru Macovei, de Dorina Gherganu și de Marcel Spătaru, invităm toți laureații să revină în scenă. Vă rugăm pe toți laureații și toate persoanele care au înmânat câte un premiu astăzi să revină în scenă pentru o poză colectivă. Și acum
să facem un grup mai compact pentru gadgetul domnului Bodnaru și pentru alte aparate de fotografia. Șeful! Ai, ai, ai! Cele mai călduroase felicitări acestor oameni care au muncit enorm în acest an, care și-au pus talentul la treabă, care au dovedit în multe cazuri că sunt cei mai buni acolo unde lucrează ei și sunt un model pentru colegii lor. Și felicitări și celor care au mânat merele în această seară.